Doi polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia vor compărea pe banca acuzaților pentru că au luat 2000 de lei MITE. Într-un comunicat de presă, Serviciul Protecției Internă și Anticorupție anunță că cei doi polițiști ar fi cerut bani de la o persoană suspectată de o infracțiune, iar în schimbul mitei i-ar fi promis că nu-l vor trage la răspundere contravențională pe suspect. Doar că cel care trebuia să ofere banii a denunțat cazul agenților la SPIA. Prin urmare, aceștia împreună cu agenții Centrului Național Anticorupție au descins în birourile suspecților. În urma investigațiilor s-a constatat că cei doi polițiști deseori luau mită ca să nu documenteze anumite cazuri. Prin urmare, cei doi sunt cercetați penal pentru trafic de influență și riscă până la șase ani de pușcărie. Dosarul celor doi se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție.